mântuire. Unii cred că în Vechiul Testament Dumnezeu a mântuit într-un fel, în Noul Testament Dumnezeu mântuie altfel. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu a mântuit în toate timpurile la fel. Numai pe baza credinței putem fi socotiți neprihăniți. Adam n-a fost mântuit altfel dacă a fost mântuit. Adam n-a fost mântuit, unii vorbesc despre un legământ a faptelor. Adam n-a fost mântuit prin niciun fel de legământ a faptelor. Orice om care este pus în vreun fel de legământ al faptelor falimentează. Eu sunt ferm convins, dacă toți am fi puși în situația lui Adam, da, în furca adamică, toți am fi făcut prostia adamică. Toți fără excepție. Lăsați noi de capul nostru acolo, cu câte o nevastă perfectă, ca Eva, și cu Satana lângă noi, am fi făcut exact același lucru, fără niciun fel de excepție. Și am fi făcut și fără nevastă, fiți siguri de lucrul ăsta.